noaptea asta la Andreea. Te rog! Te iubesc mult, mult! Sadico! Nici pe mine nu mă lasă ai mei peste noapte. Zic că în loc să ne culcăm de vreme, stăm trezori toată noaptea. Păi, chiar asta e planul, să facem noapte albă în Club 40. Ce înseamnă să faci noapte albă? Noapte albă e când stai toată noaptea treaz până a doua zi dimineața, când răsare soare. Aș vrea să fac noapte albă, dar maică mea vrea să facă ea mie noapte albă, adică să mă culce la 10 seara ca pe un copil mic. Da, datele sunt eu pe mamele voastre și mă prefacă sub maică mea. Mama e medic, e o femeie de încredere, poate așa vă lasă. Dar mama mea o știe pe mama ta după voce. Cât de bine poți să-i mint la telefon. Hai bună, ce faci dragă? Întâi maică mea. Alo? Bună, sunt mama Andrei. Ce faci, dragă? Uite, o lași pe fita noaptea asta la mine? Își face lecțiile cu fimea și pe urmă am ei grijă să se înculce de vreme. O lași? Nu vine să crezi ce simplu a fost. Cum să ne mai? Bine, papa. Poftim? Da, așa este, sunt medic, de ce întrebi? Aha, aha. Deșteaptă, de ce nu mi-ai zis că tăi că tu e bolnav? E bolnav de câteva zile, nu știu ce are. Ce simptome are? Îl doare capul? Vomită? Are febră și tușește? Nașpa! Vreau să spun destul de grav. Ce pastile ar trebui să ia? Stai o secundă să mă gândesc. Ce pastile știți? Tic-tac sau pastile orbite? Tu ce ai dat până acum? Antibiotice? Foarte bine, asta voiam să zic și eu. Mă întreabă ce antibiotic să-i dea. Știu eu, antibiotic, penicilină. E sigură că nu zic vreo tâmpenie? Foarte sigur, am făcut eu tratament cu penicilină când era mai mică. Dă-i să înghită o penicilină. Cum? Dacă se înghită și seringa? Am uitat să spun penicilina injecție, se bagă în fund. Evident că știu că penicilina e o injecție, dar n-am făcut medicina la FF. Tu ce ai dat până acum? Am picină? Foarte bine, asta voiam să zic și eu. Mă întreabă de câte ori să-i dea pe zi. De 3 ori pe zi după fiecare masă. Deșteaptă, orbitul se ia după fiecare masă. Antibioticele se ia o dată la nu știu câte ore. Dă-i ampicilină o dată la 4 ore. Da, sunt sigură. Cu plăcere, te pup. Vestea bună e că te lasă peste noapte. Vestea proastă e că s-ar putea să-l băgăm pe taică-t în spital. Ce mai contează? Important e să facem noapte albă. Mersi, Andreea. Ne vedem la 8 seara. Hai următoarea! Eu eram următoarea. Dacă vreți să veniți să facem noapte albă, stați la rând. Sper că n-aveți bolnavi în familie. Hai bună, ce faci, dragă? M-am spălat acasă, nu am nevoie. Tu crezi că am adus-o ca să ne spălăm pe dinți? Uită-te la tubul meu. S-a și întăripat asta de când am mai folosit-o. Am adus-o ca să-i mânjim pe cei care adun primii. Avem pastă de dinți pentru toate gusturile. Pastă care albește dinții. Și frângerele. Pastă care oprește sângerările gingivale. Și provoacă sângerările obrajilor. Gata! Am înțeles mesajul. Cine adorme primul în noaptea asta, o pățește. Dar nu o să doarmă nimeni. Facem cu toții noapte albă. Alina, bagă melodia. Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună. Am uitat versul al treilea, versul patrui. Noapte bună. Obiectivul nostru este să vă adormim pe toți și noi să rămânem ultimii treji, după care ne exersăm talentul de pictor pe fețele voastre. Ce picoresc! Ce toniță! Ce picasă! Mai am nevoie de puțin alb. Ah, noroc că am acest tub. Alexandra, Ana, veniți în coap. Cum îi face să dormă mai repede? Știu eu. Vezi că... Nu uite, e mai bună. Ne culcăm mai devreme. Păi vreți să ne măgească ei pe noi? Nu ne culcăm, ne facem că dormim, dar rămânem vigilenți cu ochii închiși.
Așa unii o să crede că pericolul a trecut și o să dormă liniștiți. Asta e planul. Noi ne culcăm. Noapte bună, copii. Noi suntem obosiți. Am alergat toată ziua la fotbal. Noi suntem frânți. Somn ușor. Și să nu faceți vreo glumă proastă cu pasta de dinți, da? Vă mai întreb o dată. Sunteți siguri că vreți să ne uităm la filmul ăsta? Dar ce e așa deosebit la filmul ăsta? E interzis celor sub 16 ani. Ai mei nu mă lasă niciodată să mă uit la filme astea. De când îmi doream? Eu am mai văzut filmele de groază cu zombie și m-a impresionat. Care e subiectul? Zombie. Boring. Am mai văzut filmele de groază cu zombie și aproape că am adormit de plictiseală. Da, dar zombii ăștia se luptă cu vampiri. Aha, de ce și cu vampiri? De aia cu colții ascuțiți care te mușcă de gât? Ăia nu prea-mi plac. Bun titlu, hai odată că nu mai am răbdare. Deci, avem curaj să ne uităm? Păi ce suntem, copii mici? Bagă-l odată! Iar dacă cumva țipeți de plictiseală, nu faceți glume proaste cu pasta de dinți. Nu mă așteptam să vină și extraterestri și să-i răpească pe toți la final. Vă zic de acum, la partea a treia, răzbunarea tarantulei, apocalipsa extraterestrilor, nu mai mă uit, mi-a ajuns. Acum, chiar că fac noapte albă, n-o să mai reușesc să dorm noaptea asta. Nici eu, dacă închid ochii, văd o tarantulă care a prins în pânza de păianjen un zombie. Cască ochii pe mână. Aaa, zombie, fugiți la noaptea de tarantule! Ce-am ăsta? Că m-aș fi speriat. Mai aveam puțin și mănâncam cu sandwich-ul. Șterge-te de ketchup la gură. Vrei să facem far cu toții? Hai să mergem, Melissa. Aștia fac glume proaste. Cât e ceasul? 10:30. Și la cât zicei că răsare soarele? La meteo zicea că mâine dimineața soarele va răsări la 6 dimineața. Poate avem noroc și răsare mai devreme. Poate avem noroc și răsare la 12 noaptea. Vorbesc să ne adorm. Deci mai avem de stat 3 încă 7:30. Hai că mai pun de o cacao cu lapte să ne mai trezim. Mie fă-mi eu fără lapte, cu extra cacao. Și mie fă-mi una, dar dă-mi-o direct pe față ca să-mi treacă oboseala. Trebuie să rezistăm până dimineața. Dacă reușim să facem noaptea albă, vom câștiga respectul tuturor celor din Club 40. Plus că vom scăpa de mânjitul cu pastă de dinți. Veniți repede, avem prima victimă! Nici nu știam că Michael e cu noi. Doar mebuștean săracu. Uitați-vă la el! Uitați-vă ce i-au făcut! Dacă nu ne ținem treji, așa vom ajunge și noi. Ne vor poza cu mobilele și vor pune pozele pe net, astfel încât va arde toată școala de noi. Bine că mi-ai zis. O trimit la toată agenda. Hai că dă cacao în foc. Hai. Bravo, Emma, frumoasă lucrare. Hai mai, Emma, de ce nu ne-ai chemat și pe noi să-l mânjim? Doar tu să te distrezi. Nu eu l-am mânjit, jur. Ei, nu, recunosc barba asta, e stilul tău. Dar când era să-l mânjesc? Doar am fost cu voi tot timpul. Înseamnă că cineva ne-a luat înainte. Trebuie să fim vigilente. De acum înainte, ne dăm jos din pat la fiecare jumate de oră. Și o să verificăm cine a mai adormit. Totuși mă gândesc, cine o fi pictorul? Am pastre dinți pentru toată lumea. Nici nu o să vă vină să credeți.
12 noaptea, în miezul nopții, ora la care monștrii se scoală și se duc la serviciu. Înge, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna mă însoțește și de extraterestri mă păzește. Pe zombii îi rezolv eu cu ciocanul. Iar vampirii nu se vor apropia de noi, pentru că le e teamă de usturoi. Ce miroase când vorbești? Tu ai mâncat din el? Câteva căpățâni, pentru orice eventualitate. Păi de-aia nu se apropie vampirii, pentru că le muți nasul din loc. Respirația ta e o armă mortală, iar când vorbești, tragi noi. Nu mă împinge, nu fi inconștientă. Dacă eu plec de lângă voi, nu o să mai fiți protejați. Dacă văd un vampir, fug spre el, numai să scap de mirosul tău. Dacă te deranjează mirosul, ia și tu câteva căpățâni și nu o să mai îl simți. Dă-mi să încerc. Mai simți? Sincer, nu mai simt mirosul, dar mi-au dat lacrimile. Dă-mi și mie să mestec niște usturoi. Să mă uit la filmul ăsta. Am început să mestec cu usturoi, iar iată, acum am vedenii. Vreți să spuneți că o vedeți și voi? Înseamnă că nu e o vedenie. E chiar zombie! Lasă că suflu înspre ea și o să o răpun cu mirosul de usturoi. Usturoiul nu funcționează la zombie. Melissa, dă-i cu ciocanul în cap. Stai, stai! Ce vrei să faci cu ciocanul ăla? Să-i bat un cui imaginar în cap. Nu e zombie, amețiți-l-o. Valentina e somnambulă. Valentina, te rog să ne scuzi. Ea nu te aude, doarme profund acum. Doar că umblă în somn. Doarme? Cine doarme? Valentina, e somnambulă. Ce vrei să faceți cu pasta de dinți? Știm că e prietena ta, dar asta a fost înțelegerea. Cine nu reușește să facă noaptea albă și adorme, acceptă să fie mânjit. Tehnic vorbind, Valentina doarme, chiar dacă se învârte prin sufragerie. Așa că o vom mânjit din mers. Ai ceva împotrivă? Să nu uitați să-mi trimiteți poza. Să așteptăm să se întoarcă cu fața spre noi. Acum, acum, nu pot să-i fac mustăți, că se mișcă. Se duce spre dormitor, hai după ea. Aveți grijă să nu treziți. Mai bine o lăsăm să intre singur în dormitor, iar apoi intrăm și ne facem treaba fără grabă. Să înțeleg. Cineva ne-a luat-o iar înainte. Pictorul. Unde o fi? După ușă? Sub pat. În dular. Nu e decât maică în cameră. Care a dormit. Cine naibă-i pictorul? A intrat și a ieșit cât n-am fost atenți. Trebuia să fim cu ochii pe ușă. Asta e, următorii sunt sigur ai noștri. Iar la ce fețe aveau Bianca, Dana și Andrei, sigur nu mai avem mult de așteptat. Ce cauți în sertare? O rolă cu scoci, să-mi lipesc ploapele, să nu-mi pice. Am o metodă mai bună. Închizi un ochi, iar pe celălalt îl lași deschis cam vreo 5 minute. Aha! Ca și cum mai face cu ochiul 5 minute în continuu. Exact. Apoi îl închizi și îl deschizi pe celălalt. În felul ăsta, doar cum pe o parte, cum pe cealaltă. Și funcționează? Oh, nu. Tot ruptă de somn sunt. Dă-mi o cacao triplă. Adică fără lapte? Fără lapte și fără apă. Nu funcționează. Tot mi-e somn. Vă dau permisiunea de a-mi da o palmă peste ceafă în caz că închid ochii. Ești sigură? Foarte sigură. Stai calmă, nu mă supăr. Pentru ce a fost asta? Ai închis ochii
dormit pentru o fracțiune de secundă. Am clipit! Normal că am închis ochii. Vrei să clipesc cu ochii deschiși? Ai zis că nu te superi. Trebuia să precizezi. Se anulează permisiunea de a-mi da palme. Nu merge așa. În stilul ăsta nu o să reușim să rămânem treji. Știți de ce ne asum? Pentru că e două noaptea? Nu, pentru că stăm jos ca niște babalăci. Evident că în poziția asta ne vine somn. Și ce propui? Să stăm în picioare? Exact! Stăm toți trei în picioare și n-avem cum să mai adormim, că ne pierdem echilibrul. N-ai vrut să te sprijin de zid. Dacă te sprijin de zid, e ca și cum ai avea un pat vertical și tot te ia somnul. Rămânem în picioare fără să ne sprijinim de nimic. Și în felul ăsta, sigur, sigur, rămânem treși până la răsărit. Cred că dorm cu toții. E momentul nostru. Alina, tu vorbeai la tine? Alina! Asta a dormit. Stai! Păi de ce s-o sculăm? Adică ce vrei să zici? Păi e corect față de ceilalți să o lăsăm nemânjită. Ai dreptate, nu e corect. E chiar datoria noastră de prieten ca să-l mânjim. În plus, am așteptat toată noaptea să mânjesc pe cineva. Și tot timpul ne-a luat-o cineva înainte. Alina, ne pare rău, dar și tu ai fi frică la fenomenul nostru. Tocmai tu vrei să renunți, dar a fost ideea ta să facem cu toții noapte albă. O idee tâmpită. Dar tocmai acum vrei să renunți? Mai sunt doar două ore până la răsărit. Două! Nu mai trezesc nici 10 minute. Gândește-te la faima pe care o să o avem în club 40 dacă reziști. Și ce vrei să fac dacă sunt paralizată de somn? Uite, mâna dreaptă doarme de la ora 12. Da, și mie piciorul stâng mi-a măsit acum 10 minute. Și aproape răsăritul. Auzi, parcă se aude și un cocoș care cântă cu guligul. Ioana, cine va fi rămas? Oricum, am demonstrat că suntem în stare să stăm treze cât vrem. Mai avea doar o problemă. Dacă ne mânjesc cu pastă de dinți, nu ne-ar mai crede nimeni că am stat până la răsărit. Fiți atente cum facem. Întâi se culcă una din noi, iar celelalte rămân de pază. Am înțeles. Facem cu schimbul. Exact, și în felul ăsta ne apărăm una pe alta de pictori. Bine, deci am înțeles. Hai, somnușor. Somnușor. Ce bine că una dintre noi stă cu ochii deschiși. Da, și eu sunt liniștită, știind că una din noi a rămas de pază. Oh, dorm atât de liniștite. Parcă a stat cineva de pază. E mult mai ușor să obiectez așa. Tarantulă, tarantulă, am o tarantulă pe față. Lasă-mă, zombie, nu mă mânca, mănâncă-l pe Octavian. Nu vreau să fiu vampir. Ție, în schimb, am să-ți fac o cruce. Așa, ca să te protejezi de vampiri.
adormit. Bine că ați fost voi lângă mine să mă păziți. Hai, să trecem la treabă. Nu-mi vine să cred. Iar ne-a luat înainte pictorul. Toată noaptea n-am reușit și noi să mângim pe cineva. Mai a reușit? Bravo, l-ați lucrat bine? Nu-ți vine să crezi ce pictor i-a intrat. Cine-i fraierul? Trădătorilor. Hai, nu fi supărată. Privește partea bună a lucrurilor. E dimineață. Este 6. Am reușit toți 3 să prindem răsăritul. Putem acum să ne așezăm liniștiți. Mai sunt 10 secunde până răsare soarele. Hai să numărăm împreună. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Opera mea desăvârșită. Ce față am? Și chiar am dormit prima? Tu ai fost prima mea victimă. Ești un adevărat maestru, Michael, dar toată lumea se întreabă cum ai reușit. În primul rând, m-am prefăcut că am fost prima victimă. M-am mânjit în baie și m-am prefăcut că dorm. Alexandra a intrat în dormitor și a crezut că sunt prima victimă a pictorului. Nimeni n-a bănuit însă că pictorul sunt chiar eu. Apropo, mulțumesc pentru poreclă. După care a urmat chiar prima mea victimă, chiar tu, Valentina. Emma, Alexandra și Ana vreau să te mânjească, însă au făcut marea greșeală să te scape de sub ochi chiar și alea câteva secunde, suficient ca eu să acționez. Iar când ați intrat în dormitor, opera Valentina era deja mânjită. Voi nu m-ați vorbit tocmai pe mine ca pictor. Se făcut deja târziu, iar voi ați început să adormiți cu toții. Însă aveam o singură problemă. Alexandra, Ana, Emma și Cristi așteptau vigilenți. Dar am avut noroc că Alexandra a dormit și ea. Emma și Ana nu s-au putut abține să nu o mânjească. În timp ce ele erau ocupate cu draga lor prietenă, eu m-am strecurat neobservat prin casa cufundată în somn. Urmat și trei a dormit sprijinți în picioare. După care, Alexandra și Andreea în sufragerie, care dormeau crezând fiecare că cealaltă stă de pază. Iar la final, Alexandra, Melissa și Octavian, cei trei bântuiți de vampiri, zombi și tarantule. M-am strecurat înapoi în pat, așteptând dimineața. Nu credeam că Alexandra, Emma și Ana vor mai dormi până în zori, dar au făcut o mare greșeală. Nu zi hop până n-ai sărit! Sau, cum zice un alt proverb, s-au mâncat chiar la moală. Haideți acasă! Care are o poză cu Emma și Alexandra dormind? Să-mi trimit pe mail când ajung acasă. Ești un adevărat maestru, Michael. Totuși, cum ai reușit să respiri? Nu ți-a fost greu? Hei, Michael! Michael a adormit cu capul pe bancă. Răzbunare! One, two, three.